Salutare tuturor și bine v-am regăsit la ceva mai special pe canalul ăsta. Bă, am mai primit eu niște idei că, bă, arată-ne și tu ce ai în telefonul tău. Că era la un moment dat o vreme, acum câțiva ani, cu ce am în telefonul meu. Și am zis, bă, hai să fac și eu ceva de genul ăsta, că cine știe ce chestii pot să ascund și eu prin telefonul meu. Nu uitați să lăsați un like și să trecem la treabă. Pentru cei care nu știu, eu am un Sony Xperia Z1 frumos aici, cu abonament de sală, cu un leu aici, cu husă aferentă, corectă. Bun, cam acesta este meniul meu. Am un meniu relativ simplu și puțin complicat totodată. Da, asta din imagine e Ulysses World. Asta e, bă, îmi place. Ce contează? Dacă eu vreau să-l am pe nenea asta aici că mă motivează, îl am pe nenea asta aici că mă motivează. Și hai să trecem mai întâi la aplicații. Bă, eu mi-am ordonat în felul următor aplicat. În colțul din stânga sus am setările, pentru că dacă cumva intervine vreo chestie pe care trebuie să o schimb, pac, accesez setările. După care am în colțul din dreapta sus ceasul, că mai trebuie să plec, pui alarmă, pac. Bă, e gândit. După care mi-am pus cele mai uzuale chestii, da, avem YouTube pe care îl folosesc, cred că cel mai mult, cred că am consumat vreo 4 giga numai pe YouTube de internet, dar nu-i bai, net gratis, păi da cum, nu? După care avem Chrome-ul și avem imediat muzica, pentru că nu se pleacă nicio... Băi, niciodată nu plecați fără căști la voi, deci nu există așa ceva, căștile e viață, e multe, e bune. După care avem Play Store-ul, în caz că trebuie să-mi iau o aplicație, nu știu de ce am lăsat acolo, dar o să las acolo. După care avem Messenger-ul pe care, toată lumea îl folosește. Prefilmarea, că s-a blocat telefonul și am pornit alta, dar nu-i bai. Messenger-ul și Facebook-ul, am mai zis odată, care dă cele mai folositoare chestii. Facebook, frate, pii, dar mergi pe la magazin, pui pe Facebook, nu-i logic. După pe WhatsApp, bineînțeles. Bă, WhatsApp-ul, sincer, nu-l folosesc. Deci nu-l folosesc, nu prea, nu. Și Snapchat-ul, bineînțeles, Snapchat-ul, deci, da, bineînțeles, de n-are nicio... Băi, dacă cumva ți-ai pus o perdea nouă, imediat pui pe Snapchat, deci e regulă, ascult, deci este un tutorial, deci... Pe lângă că vă prezint ce am în telefonul meu, vă spun și totodată, vă învăț cum să vă puneți chestiile pe Snapchat. Orice chestie se pune pe Snapchat, ascultați-mă. Dacă nu aveți pe Snapchat cel puțin 40 de snap-uri, păi da, nu-i bine, mă, șterge-te ca om, du-te, nu știu, fă ceva. După care avem Instagram-ul pe care îl folosesc, Steam-ul. Avem Social Blade-ul pe care eu, sincer, îl folosesc să văd statistice, cam în fiecare seară mă uit la ce statistici am. După care avem notes-urile pe care avem aici, orară, ce avem. Back, abdomen, da, astea. După care mi-am lăsat jos pozele, camera foto, mesajele și agenda de telefon. Bă, nu știu, așa mi le-am ordonat eu, așa îmi place mie, m-am obișnuit și cam așa este treaba. După care pe pagina a doua, pentru că am doar două pagini, astea nu se folosesc, bineînțeles. Am câteva jocuri pe care nu le joc. Deci pe primul nici nu știu de ce l-am luat. E prima dată când mi-am luat telefonul. Și am zis, bă, trebuie să-mi iau un joc. Și l-am dat pe primul, ăsta au fost, mă rog. Hill Climb Racing, da, bă, ăsta l-am jucat și-l joc de plictiseală, bă, merge, bă, băi, știi cum merge, deci merge super tare. După care Headball ăsta mă mai joc cu fratele meu și Minecraft-ul cu fratele meu. Am editat o singură poză cu prizma și nu mi-a plăcut. Încă am un telefon, trebuie să-l dezinstalez. Am Twitch-ul, pentru că pe Twitch mă uit la acolo, dar se știe, nu. Pe Twitch chiar obișnuiam să mă uit, și obișnuiesc să mă uit la acolo, vara când mai ieșeam afară. Mă uitam la acolo pe Twitch, dar și a fost super de folos aplicația asta. Imediat după avem Connected, ca să ne batem joc de oameni și ca să fim batjocoriți de oameni, este foarte logic, l-am lăsat acolo. Avem mail-ul care este foarte folositor, numai că eu l-am pus pe partea a doua, nu pe partea primă, că na, acolo când primesc mail-uri mi-apare notificare de aici de sus. Ce e aia, mă? Awake New Highlight. Da, bă, mor, ce mi-e, ce-o fi aia? După care avem app 2i, de pe care l-am luat ca să pot să instalez jocul la Minecraft. După care avem o aplicație foarte importantă, avem Studio, pot să... Opa, aplicația asta e foarte folositoare pentru mine și acolo statisticele și chestiile, pot să-mi editez mai bine videoclipurile, gen dacă am uitat cumva să-l programez, îl programez de aici, e foarte folositor și da, e super. Băi, pentru cei care se întreabă, da, am șters fișierele porno din telefon, special ca să pot să fac acest videoclip, e... Așa am făcut, logică, trebuia să întrebi ceva. Deci eu am spus înainte să întreb, că eu mi le-am șters, mi le-am ascuns și nu pot, nu, le-am ascuns special, da, ok? E bine, da, e bine. Cam atât a fost și cu acest videoclip, ne revedem data viitoare, nu uitați să lăsați un like și ne revedem. N-am mai spus odată, vă pupă ceafă, pa!